În afară de schimbările curente care pot fi observate în ziare și reviste, sunt și multe alte lucruri care se întâmplă și care nu ajung niciodată în atenția publicului larg. Unele dintre acestea par minore la suprafață, dar semnificația lor este profundă pentru cei care pot să înțeleagă implicațiile. Un profesor de psihologie de la Harvard se duce în India pentru a învăța meditația. Un astronaut faimos, unul dintre cei care au pășit primii pe lună, afirmă că viitoarele călătorii interplanetare ar trebui făcute la nivel astral. Un arheolog tradițional își îndreaptă atenția către Atlantida. Cei din forțele armate ale Statelor Unite folosesc pendulul pentru a localiza tunele. Literalmente, mii de oameni obișnuiți se asociază zilnic la grupuri care folosesc puterea minții, care au experiență și utilizează abilitățile psihice. Un factor dominant în această schimbare este prăbușirea rapidă a barierelor aparente între științele fizice și metafizice, precum și noile deschideri ale oamenilor din toate grupurile spre a considera și a accepta lucruri care erau de neconceput în urmă cu doar puțin timp. Da, vine o schimbare mare, dar de care fel? Clarvăzătorii axați pe catastrofe ies la suprafață prezicând sfârșitul Pământului. Alții discută despre natura cumplită a războaielor curente, despre mitul creștinilor reînviați, despre declinul religiilor formale și modificarea codurilor morale și spun că Armagedonul este foarte aproape și că ar fi bine să ne îndreptăm către dealuri și munți și să așteptăm acolo momentul de haos întunecat. Dacă privești obiectiv, dintr-un punct de vedere, ăsta e progres. S-ar putea ca toate apocalipsele anunțate în istoria noastră să fie în fond acțiuni generatoare de dezvoltare a științelor, a cunoașterii umane în general. Cea mai renumită dintre profețiile care vorbesc despre sfârșitul lui 2012 ca fiind un punct critic în viața și civilizația umană este, fără îndoială, cea a maiașilor. Calendarul maiaș este cel mai precis calendar descoperit până în prezent pe planeta noastră, fapt care a reușit să-i uimească pe oamenii de știință din întreaga lume. De altfel, omenirea este intrigată cum o populație tribală antică a putut să fie atât de precisă, mai precisă decât omul modern și toate tehnologiile pe care le are la îndemână. Poporul maiaș cunoștea scrierea încă de acum 3000 de ani și dovedea importante cunoștințe de astronomie și matematică. Din start trebuie menționat faptul că matematica maiașilor avea la bază sistemul de numerație ventesimal, cel în bază 20, și nu decimal în bază 10, așa cum îl folosim noi astăzi. Preoții maiași au conceput două sisteme de numerotare, unul cu puncte și linii și altul reprezentat prin glife și folosit mai ales în marele calcul. Civilizația Maya avea trei calendare, toate bazate pe sistemul ventezimal, adică pe multiplii de 20. Se utilizau în paralel trei sisteme diferite de notare, marele calcul sau numărătoarea lungă, Tzolkin sau calendarul divin și Hab sau calendarul solar. Marele calcul, numărătoarea lungă. Independent de anul solar, acest calendar se bazează pe numărul de zile trecute de la un punct de pornire mitologic, considerat a fi începutul celei de-a patra ere și momentul creierii lumii. După preoții maiași, cea de-a patra eră a început în data de 11 august anul 3114 înainte de Hristos, atunci când a fost creată lumea. De fapt, acest calendar era folosit pentru numărătoarea în zile solare a perioadelor mari. Kin fiind egal cu zi, Uinal 20 de zile, Tun 360 de zile, Katun 7200 de zile, Baktun 144.000 de zile, etc. Prin natura sa, marele calcul poate referi orice dată din trecut sau viitor. Calendarul solar sau Hab. Era un calendar asemănător cu cel gregorian din zilele noastre, fiind folosit pentru necesități sezoniere și având anul format din 360 de zile împărțit în 18 luni, fiecare de câte 20 de zile.
Pentru cele 5 zile rămase, preoții au inventat o a 19-a lună de numai 5 zile, considerate toate nefaste. Deci, în total, lungimea anului era de 365 de zile. Acest calendar se mai folosea și la calcularea datei inițiale a anului Tun și era de fapt singurul calendar care furniza lungimea anului. Calendarul divin sau Tzolk'in. Numărătoarea sacră sau numărătoarea zilelor, așa cum mai era denumit, acest calendar era unul lunar care combina 20 de nume de zile cu 13 perioade ciclice, adică un total de 260 de zile. Fiecare lună purta un nume distinct, iar anii nu erau numărați. Este cel mai vechi calendar al maiașilor și era folosit pentru calcularea cu exactitate a conjuncțiilor dintre Pământ și planeta Venus, pentru facilitarea corecțiilor calendarului solar și altele. El avea un caracter sacru, fiind folosit și ca un fel de zodiac, pe baza lui stabilindu-se caracterul și soarta fiecărui maiaș. Prima zi din calendarul solar coincida cu prima zi a calendarului divin. Așadar, trebuiau să treacă 52 de ani pentru ca cele două zile să coincidă din nou, iar maiașii știau bine acest lucru, de unde și convingerea lor că timpul este ciclic, întorcându-se mereu la punctul de plecare. De altfel, ciclul de 52 de ani era unul sacru pentru preoții maiași, iar perioada când el se sfârșea era una de panică, maiașii în credința lor ca și astecii, temându-se că ar putea veni sfârșitul lumii. De aceea, preoții trebuiau să prevadă momentul în care se putea petrece catastrofa cosmică. Scopul lor era să evite marea problemă a perioadei celor 52 de ani, iar un astfel de ciclu reprezenta cheia pentru înțelegerea evenimentelor trecute și viitoare. Un total de 5 cicluri de 52 de ani, însumând 260 de ani, formau o perioadă cunoscută sub numele de Marele Ciclu. Maiașii știau și faptul că anul are ceva mai mult de 365 de zile. Astfel, în timp ce calculele științifice moderne dimensionează anul la 365,242.198 de zile, anul maiaș era considerat de 365,242.129 de zile, fiind mai precis decât calendarul nostru gregorian, care consideră anul de 365,2425 de zile. Maiașii considerau că o eră are 13 bactun, adică exact 1.872.000 de zile. Fiecare ciclu de 13 bactun corespundea unei epoci istorice specifice, unei ere a Marelui Ciclu. Fiecare ciclu era guvernat de un alt soare. Actualul ciclu ține de cel de-al patrulea soare. După marele calcul, noua dată de început, adică după cele 13 cicluri complete de 144.000 de zile, va cădea exact pe 21 decembrie 2012. Calendarul maiaș se oprește brusc la data de 21 decembrie 2012, data la care, conform profeției preoților maiași, timpul va ajunge la zero, lumea se va sfârși prin foc și se va naște un nou soare. Totodată, polii magnetici se vor inversa, fenomen despre care savanții spun că se întâmplă odată la 13.000 de ani, iar ADN-ul uman își va schimba și el structura și va ajunge să conțină nu două spirale ca acum, ci 12. Deci, după mitologia Maya, această perioadă va fi una de mari transformări, poate chiar sfârșitul lumii, așa cum o cunoaștem noi. Se pare însă că marele interes pentru calendarul maiaș se manifestă din două motive principale: sursa profetică a acestuia în ceea ce privește destinul lumii și evenimentele prezentate în el sunt datate cu exactitate. De fapt, ce așteptăm noi de la calendarele maiașe? De ce nu ne-am aștepta mai degrabă la o înțelegere mai profundă, o dezlegare a unor taine despre istoria omenirii și evoluția conștiinței umane? De ce n-ar putea fi aceste calendare o nouă poartă spre cunoaștere și înțelegere? De ce n-ar putea fi ele utile pentru istorie, climatologie, matematică sau astronomie, pentru știință în general? Există însă multe denaturări și interpretări greșite în legătură cu profeția calendarului maiaș.
de pildă, interpretarea că acest calendar fixează o dată limită pentru sfârșitul lumii este, într-un fel, una abuzivă. În fapt, nimeni nu este dispus să accepte că maiașii și-au construit calendarul pur și simplu până la această dată, adică până la sfârșitul unui ciclu, așa cum considerau că se împarte timpul în viziunea lor. Și asta poate chiar din lipsă de timp sau de spațiu, sau poate că perioada considerată era arhisuficientă, gândind că atunci când necesitățile o vor cere, cineva se va apuca să prelungească numărătoarea zilelor și după data limită fixată atunci de ei. George Orwell obișnuia să spună că miturile în care credem au tendința de a deveni adevărate. Ne-am putea însă teme că așteptarea unui eveniment profețit precum cel al sfârșitului lumii din 21 decembrie 2012 ar putea deveni pentru o bună parte din noi cea mai înaltă formă de speranță. Recuperarea și înțelegerea calendarului maiaș a început cu adevărat odată cu convergența armonică, 16-17 august 1987, când grupuri mari de oameni din vest au decis să țină o celebrare spirituală. Deși nu a fost sesizat la acel moment, această celebrare a ieșit în evidență prin faptul că a coincis cu primele două zile ale calendarului maiaș Tzolk'in de 260 de zile, celebrând astfel un nou început. Chiar dacă nu a fost cu totul singur, José Argüelles a fost sufletul acelor evenimente, iar în seminarul Factorul Maya a scos în evidență câteva idei cruciale ce mai târziu se vor dovedi instrumente pentru elucidarea înțelesului calendarului maiaș. Printre multe alte lucruri, el a subliniat și demonstrat natura non-fizică a calendarului Maya. Profeticul calendar maiaș nu este un reper al mișcării corpurilor planetare. În schimb, el se constituie într-un plan al evoluției conștiinței și consemnează modul în care curge timpul spiritual, oferind o nouă știință a timpului. Calendarul este asociat cu 9 cicluri de creație, fiecare dintre acestea reprezentând unul dintre cele 9 niveluri de conștiință ale piramidei cosmice maiașe. De fapt, s-ar părea că timpul curge mai repede pe măsură ce trecem de la ciclul planetar al creației care ne guvernează astăzi, la o nouă frecvență mai înaltă a conștiinței, ciclul galactic al creației, care ne pregătește pentru nivelul final, universal, al conștiinței iluminate. Conform științei temporale a străvechilor maiași, spune José Argüelles, istoria noastră a fost modelată de o rază galactică, iar în 2012 ne așteaptă un mare moment de transformare, aceasta fiind data când vom ieși din acea rază. Intenția principală a sistemului calendarului maiaș a fost nu aceea de a măsura timpul, ci aceea de a înregistra calibrările armonice ale acestei raze de sincronizare cu o durată de 5125 de ani sau 5200 tun, cicluri de 360 de zile. Deci 21 decembrie 2012 marchează încheierea precisă a trecerii sistemului nostru solar prin această rază galactică de sincronizare. Pentru omenire, această rază constituie armonica de undă a istoriei. De ce? Raza, care are un diametru de 5125 de ani, a început la 13 august anul 3113 înainte de Hristos, dată marcată prin numărătoarea lungă a calendarului maiaș, până la 21 decembrie 2012. Atunci vor fi trecut exact 1.872.000 de zile. Acest interval cuprinde toată istoria așa cum o cunoaștem noi în decursul acestui ciclu. Omenirea a trecut de la a fi o creatură tribală care abia învață să trăiască în orașe, la a fi un organism planetar complet dezvoltat. Ce este această rază galactică de sincronizare și ce anume sincronizează ea? Avem de a face cu o rază temporală concentrată inteligent de frecvență ridicată, care este calibrată prin 13 subcicluri, așa numitele Bakhtun.
Fiecare bactun a fost încărcat holografic cu un program pentru activarea și sincronizarea ADN-ului uman colectiv și a capacității sale mentale prin creșteri lente, dar constante ale expansiunii și accelerației, proces caracterizat prin cuceriri militare, colonizare imperială și consumul de resurse materiale. În timpul celui de-al 12-lea Bactun, între 1224 și 1618 după Hristos, toate civilizațiile importante au atins un vârf al expansiunii și al complexității preindustriale, revărsându-se din lumea veche către lumea nouă, odată cu cucerirea europeană a Americilor și cu navigarea în jurul Pământului. Acest lucru a pregătit scena pentru cel de-al 13-lea Bactun, cel final, 1618-2012. În decursul acestui Bactun final, elemente cumulative ale primelor 12 cicluri, Bactun, au ajuns la un moment exponențial, cunoscut drept punctul culminant al materiei. Anul 1618 nu numai că inaugurează ceea ce se numește în mod obișnuit Revoluția Științifică, ci marchează și începutul mecanizării timpului și a conștiinței. Procesul de mecanizare a timpului a creat și un câmp mental total inconștient în care omul s-a separat în mod sistematic de natură, cu scopul de a crea o vastă ordine industrializată care avea să fie numită tehnosferă. O sferă sau un balon artificial suprapus peste biosferă. Timpul artificial a fost o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, cufundarea în timpul artificial i-a permis speciei umane să construiască o civilizație globală extraordinar de elaborată și de complicată. Pe de altă parte, prin separarea de ciclurile naturale ale ordinii universale, s-a creat un sistem de credințe profund materialist care a schilodit biosfera în preocuparea sa pentru resurse și profituri, în același timp instigând o psihologie de înstrăinare care a dus la megacriza globală din prezent. În contextul celui de-al 13-lea Bactun, rasa umană este văzută ca un singur organism planetar. ADN-ul uman a devenit un câmp excitat și agitat, propulsând tehnologia așa cum un păianjen își desfășoară pânza, încetul cu încetul. Există și partea pozitivă, dacă vreți, pentru că scopul tehnologiei și urmărirea materialismului permit comunității umane care înainte era dispersată să se unească, oricât de haotică ar fi, pentru a se realiza în cele din urmă ca formă de viață singulară capabilă să existe oriunde în biosferă. Acest rezultat final este efectul cumulativ al razei de sincronizare de 5125 de ani. Destul de puțin își dau seama oamenii cât sunt de aproape de modelul în care jocul genetic al realității lor va deveni proiectul iluminat al destinului galactic. Cam acestea sunt ideile principale din teoria lui José Argelès. Sigur, treptat, începând din 2007, interesul față de 2012 a devenit o trăsătură a conștiinței de masă. Cărți, pagini de web, filme documentare sau artistice. Pentru mulți oameni este vorba de sfârșitul timpului, de cataclisme, chiar de apocalipsă, așa cum o prezintă filmul recent lansat 2012 al lui Roland Emmerich, printr-o viziune întunecată. Acestea sunt percepții greșite, răspândite de industria de divertisment, însă ce trebuie reținut este că interesul de masă, fie că e plin de frică ori de speranță, este deja o transformare a conștiinței. Practic, întregul ciclu de 5125 de ani, care reprezintă doar o clipă în timpul geologic, ar putea fi văzut ca o fază de mutație spre altceva mai evoluat, care s-a numit noosfera, literalmente teaca mentală a planetei, mintea Pământului, în care gândim și acționăm ca un singur organism planetar. Ceea ce numim crize nu sunt altceva decât diversele efecte ale tranziției de la biosferă la noosferă. Erwin Laszlo definește evenimentul de conștiință care urmează, World Shift 2012, și consideră în cartea cu același titlu că pregătirea pentru transformarea lumii în mod eficient în perioada 2012-2013 este principala prioritate planetară. Carlos Barrios s-a născut într-o familie spaniolă în El Altiplano, în podișul Guatemalei.
Împreună cu alți maia și alți indigeni păstrători de tradiție, el duce mai departe unele dintre vechile tradiții ale insulei Broaștei Țestoase, alt nume pentru America de Nord. Ei sunt păstrători ai timpului, adevărate autorități în privința unor calendare remarcabile, care sunt antice, elegante și relevante. Barrios este istoric, antropolog și cercetător. După ce a studiat cu înțelepții bătrâni tradițional de la vârsta de 19 ani, timp de 25 de ani, a devenit și el un preot de ceremonii și ghid spiritual. Antropologii din toată lumea vizitează templele, spune Barrios, citesc inscripțiile și apoi fabrică povești despre maiași, dar ei nu citesc inscripțiile corect, este doar imaginația lor. Alții scriu despre profeții în numele maiașilor. Ei spun că lumea se va termina în decembrie 2012. Înțelepții maia sunt foarte supărați pe aceste lucruri. Lumea nu se va sfârși, se va transforma. Populațiile indigene au calendarele și ele sunt cele care știu să le interpreteze corect și nu alții. Modul în care calendarele maia cuprind timpul, anotimpurile și ciclurile s-a dovedit a fi vast și sofisticat. Maiașii înțeleg 17 calendare diferite, unele dintre ele măsurând timpul cu acuratețe chiar pe perioade de 10 milioane de ani. Calendarul care a atras în mod constant atenția globală din 1987 este numit Tzolk'in. Cu calendarele indigene, popoarele băștinașe au ținut cont de punctele importante de cotitură în istorie. De exemplu, cei care țin contul zilelor și care studiază calendarele au identificat o zi extrem de importantă. Aceasta a fost ziua descrisă în profeții ca fiind ziua când un strămoș de seamă trebuia să se întoarcă, venind ca un fluture. În calendarul vestic, data respectivă se corelează cu Duminica de Paște, 21 aprilie 1519, ziua când Hernando Cortez și flota sa de 11 corăbii spaniole au ajuns la est de teritoriul care astăzi este numit Veracruz, Crucea Adevărată, în Mexic. Când corăbiile spaniole au ajuns aproape de țărm, nativii așteptau și priveau la ce o să se întâmple. Pânzele întinse pe catargele corăbiilor semănau într-adevăr cu aripile întinse ale unor fluturi enormi care pluteau deasupra apelor oceanului. A început o nouă eră, o eră pe care ei o anticipaseră în calendarele lor. Pe măsură ce cele nouă cicluri s-au desfășurat, indigenilor li s-a luat pământul și libertatea. Au dominat boala și lipsa de respect pentru toate. Ceea ce a început odată cu debarcarea lui Cortez a durat până pe 16 august 1987, o dată pe care mulți și-o amintesc ca data convergenței armonice. Acum trecem prin această perioadă de tranziție. Apare o convergență colosală, globală, de distrugere a mediului, haos social, război și schimbări constante ale pământului. Toate acestea, spune Barrios, au fost prevăzute prin calcule simple bazate pe matematica spiralei din calendarele maia și se vor schimba. Totul se va schimba. Cei care țin calendarul maiaș zilnic văd ziua de 21 decembrie 2012 ca pe o dată de renaștere, începutul lumii celui de-al cincilea soare. Va fi începutul unei noi ere ce rezultă din meridianul solar care va traversa ecuatorul galactic și de pământ, care se va alinia cu centrul galaxiei. La răsăritul soarelui pe 21 decembrie 2012, pentru prima oară în 26.000 de ani, soarele va răsări în conjuncție cu intersecția dintre Calea Lactee și planul ecliptic. Această cruce cosmică este considerată a fi o reprezentare a pomului sacru, pomul vieții care este descris în toate tradițiile spirituale ale lumii. Unii observatori spun că această aliniere cu inima galaxiei din 2012 va deschide un canal pentru ca energia cosmică să curgă prin pământ, curățându-l de tot ceea ce este pe el, ridicându-l astfel la un nou nivel de vibrație. Acest proces a început deja, sugerează Barrios. Schimbările se accelerează acum și vor continua să se accelereze. Oamenii de pe pământ pot să ajungă la această dată din 2012 într-o formă foarte bună, fără ca să fi distrus prea mult din pământ și ne vom ridica la un nivel nou, mai înalt.
dar pentru a ajunge acolo trebuie să transformăm forțe extrem de puternice, care se pare că ne stau în drum. O imagine a drumului care urmează, data menționată în calendar, solstițiul de iarnă din 2012, nu marchează sfârșitul lumii. Mulți dintre cei care scriu din afară despre calendarul Maya fac senzație din aceste lucruri, dar ei nu știu ce fac. Cei care știu sunt indigenii, înțelepții indigeni cărora li s-a încredințat păstrarea tradiției. Din această înțelegere a tradiției Maya și a calendarelor, Barrios oferă o perspectivă și în legătură cu ce ne așteaptă. Omenirea va continua, concluzionează el, dar într-un mod diferit. Structurile materiale se vor schimba. De aici vom avea oportunitatea de a fi mai umani. Trăim cea mai importantă era a calendarelor Maya și a profețiilor. Toate profețiile din lume, toate tradițiile converg acum. Acum nu mai este timp de joacă. Idealul spiritual al acestei ere este acțiunea. Multe suflete puternice s-au reîncarnat în această eră cu multă forță. Acest lucru este adevărat pe ambele părți, lumina și întunericul. Magia este la maximum folosită de către ambele părți. Lucrurile se vor schimba, dar depinde de oameni cât de ușor sau cât de violent se vor manifesta aceste schimbări pentru noi. Economia de acum este o ficțiune. Primii 5 ani de tranziție din august 1987 până în august 1992 au reprezentat începutul distrugerii lumii materiale. Până acum am mai progresat încă 18 ani în faza de tranziție și multe dintre așa numitele surse de stabilitate financiară sunt de fapt fantomatice. Băncile nu mai au putere, este un moment delicat pentru ele. Ar putea să se prăbușească la nivel global dacă nu suntem atenți. Dacă băncile se prăbușesc, atunci vom fi forțați să ne bazăm pe pământ și pe abilitățile noastre de a produce ceva. Sistemele monetare vor fi în haos și va trebui să ne bazăm pe relația noastră directă cu pământul pentru mâncare și adăpost. Polul nord și polul sud se dezintegrează. Nivelul apei în oceane va crește, dar în același timp, pământul din ocean, mai ales lângă zona unde este acum Cuba, se va ridica, a încheiat profetul. Când s-a întâlnit cu audiența din Santa Fe, Barrios a mai spus o poveste despre cele mai recente ceremonii maiașe pentru anul nou în Guatemala. A povestit cum unul dintre cei mai respectați înțelepți care trăiește tot anul într-o peșteră solitară de munte a călătorit până la Chichicastenango pentru a sta de vorbă cu oamenii de la ceremonie. Înțeleptul a dat un mesaj direct și simplu. El le-a solicitat oamenilor să se adune pentru a susține viața și lumina. Chiar acum fiecare persoană și fiecare grup merge pe drumul său. Bătrânul din munți a spus că există speranță în cazul în care oamenii luminii ar putea să se adune și să se unească în vreun fel. Reflectând la asta, Barrios a explicat: trăim într-o lume a polarităților, zi și noapte, bărbat și femeie, pozitiv și negativ. Lumina și întunericul au nevoie una de alta, ele reprezintă un echilibru. Chiar acum, partea de întuneric este foarte puternică și este foarte clar ce doresc cei din acea parte. Au viziunile lor și prioritățile clar stabilite și, de asemenea, ierarhia lor. Ei acționează în multe feluri pentru ca să nu fim capabili să ne conectăm cu a cincea lume din spirală în 2012. Pe partea de lumină, fiecare crede că este cel mai important și că înțelegerea sa personală sau că viziunea grupului său reprezintă cheia. Este o diversitate de culturi și opinii, deci este competiție, difuzie și lipsește un focus singular, comun. În viziunea lui Barrios, partea întunecată lucrează pentru a bloca fuziunea prin intermediul negării și a materialismului. De asemenea, lucrează pentru a-i distruge pe cei care lucrează cu lumina, pentru a ridica pământul la un nivel mai înalt. Lor le place energia lumii a patra care este în declin, cea a materialismului. Ei nu vor ca aceasta să se schimbe, ei nu vor fuziunea, ei vor să rămână la acest nivel și le este frică de următorul nivel. Puterea întunecată a lumii a patra în declin nu poate fi distrusă sau contracarată. Este prea puternică și prea clară pentru a se întâmpla asta și asta ar fi strategia greșită. Întunericul poate fi transformat numai atunci când este confruntat cu simplitate și cu inima deschisă. Suntem într-un moment critic în istoria omenirii. Suntem dezechilibrați, spune Barrios. Nu mai putem continua să ne jucăm.
Planeta noastră poate fi reînnoită sau răvășită. Acum este timpul să ne trezim și să acționăm. Este nevoie de toată lumea. Tu nu ești aici fără motiv. Toți cei care sunt acum aici au un scop foarte important. Acestea sunt timpuri dificile, dar foarte speciale. Avem oportunitatea de a crește, dar trebuie să fim gata pentru acest moment foarte important în istorie. Iar atitudinea și acțiunile noastre vor determina cât de sever sau cât de moderat se vor manifesta ele. Trebuie să acționăm, să facem schimbări și să-i alegem pe cei care ne reprezintă dintre oamenii care înțeleg ce se întâmplă și care întreprind acțiuni politice cu respect pentru Pământ. Meditația și practica spirituală sunt bune și importante și la fel este și acțiunea. Este foarte important să știm clar cine suntem și ce relație avem cu Pământul. Iar acum câteva sfaturi. Amintește-ți să respecti diferențele și să te străduiești pentru unitate. Dezvoltă-te în concordanță cu tradițiile și cu chemarea inimii tale. Mănâncă cu înțelepciune. Multe dintre alimente sunt infestate cu toxine în mod evident sau mai subtil. Fii atent la ce bagi în corpul tău. Învață să conservi mâncarea și să conservi energia. Învață câteva tehnici bune de respirație ca să poți să ai controlul respirației tale. Fii clar. Urmează o tradiție cu rădăcini adânci și de valoare. Nu contează ce tradiție este. Inima ta o să-ți spună pe care să o urmezi, dar trebuie să fie una cu rădăcini de valoare. Trăim într-o lume a energiei. O sarcină importantă în aceste timpuri este să învățăm să simțim energia oricui și a orice. Oameni, planete, animale, mergi la locurile sacre ale Pământului și te roagă pentru pace, ai respect pentru Pământ, pentru că de aici ne primim hrana, adăpostul și îmbrăcămintea. Trebuie să reactivăm energia acestor locuri sacre. Asta este treaba noastră și avem multă treabă de făcut. Aceasta este o perioadă crucială pentru omenire și pentru Pământ. Fiecare persoană este importantă. Tu te-ai întrupat în aceste vremuri pentru că ai o muncă spirituală de făcut. Munca noastră este să echilibrăm această planetă. Înțelepții au deschis ușile în așa fel încât și alte popoare să vină la lumea maiașă. Pentru a primi tradiția, maiașii au știut și au respectat întotdeauna alte nații, rase de oameni și alte sisteme spirituale. Ei știu că destinul lumii maia este legat de destinul întregii lumi. Cea mai mare înțelepciune constă în simplitate, împarte cu alții, iubirea, respectul, toleranța, iertarea. Nu este ceva prea complicat sau prea greu. Adevărata cunoaștere este gratuită, este codificată în ADN-ul tău. Tot ce ai nevoie se găsește înăuntrul tău. Marii mentori au spus-o de la început. Găsește-ți inima și îți vei găsi drumul. Un aspect covârșitor cu privire la 2012 este, după cum ați observat, percepția timpului. Așa cum prezintă Greg Braden în cartea Timpul Fractal, există o metodă de calcul a codului temporal care poate stabili cu exactitate ciclurile individuale de iubire și suferință, cât și ciclurile globale de război și pace sau creștere economică și recesiune. Bazat pe această metodă de calcul, dar mai ales pe explicații științifice datorate unor experimente derulate în timp și corelat cu calendarul maiaș și aztec, anul 2012, 21 decembrie 2012, data solstițiului de iarnă, este determinant ca momentul de sfârșit a două mari cicluri, ciclul de 5125 de ani și ciclul de 25625 de ani. Acest eveniment nu se petrece brusc în acea zi, ci este un proces de durată care începe înainte de anul 2012, aproximativ anul 1980, când au început să apară primele condiții, și se încheie după 2012, aproximativ anul 2016.
Acest sfârșit de ciclu, epocă terestră, este determinat de alinierea rară a sistemului nostru solar cu restul planetelor din galaxia Căii Lactee, aliniere ce este un fenomen de durată care culminează la data de 21 decembrie 2012. Implicațiile sunt foarte ample la nivel personal, uman, terestru și ceresc, adică vor determina multe modificări pe aceste planuri și, ceea ce este mai important, va exista un nou echilibru, foarte diferit de cel existent. 2012 este sfârșitul unei epoci care a fost caracterizată în ultimii 100 de ani de violență, expansiune, dominare economică, sărăcirea resurselor, poluare, modificarea climei. Însuși Einstein ne-a avertizat, dacă vrem ca omenirea să supraviețuiască, vom avea nevoie de un mod de gândire complet nou, căci timpul nu este o calitate a lucrurilor, ci numai un mod de a gândi. Acest lucru trebuie înțeles. Braden spune că nu există nimic în înregistrările geologice care să sugereze că polii magnetice ai Pământului se vor inversa înainte sau după data de final de ciclu anul 2012. Și cum tiparul dezastrului natural în 2012 nu pare a fi cel cu adevărat periculos pentru Pământ, autorul deduce că un alt tipar sau cod temporal ne va duce către o perioadă cu încercări maxime. Este vorba despre epuizarea actuală a resurselor naturale, creșterea exponențială a populației, nivelul de sărăcie globală și competiția pentru necesitățile vieții. Ceea ce urmează să se întâmple, adică dezastrul sau accesul către o lume nouă, stă în alegerea noastră, mai întâi ca ființe individuale și apoi ca entitate colectivă. Avem la îndemână toate posibilitățile de viitor, așa cum au prezis indienii Hopi și cum arată multe descoperiri ale fizicii care ne-au sfătuit să alegem calea cea bună. Când rugăciunea și meditația vor fi preferate în locul noilor invenții care creează și mai mult dezastru, ei, locuitorii Pământului, își vor fi găsit adevărata cale. Oferă iubire tuturor lucrurilor, oamenilor, animalelor, plantelor și munților, pentru că spiritul este unul, iar expresiile spiritului sunt multe. Deci, roagă-te, meditează, stai liniștit cu tine însuți, iubește tot ce te înconjoară și prin această transformare interioară schimbi pentru tine și pentru cei din jurul tău viitorul, inclusiv ceea ce va fi în anul 2012. Acestea nu doar cuvinte, știința însă și-a adus dovezi uluitoare referitoare la puterea conștiinței umane de a modifica particulele cuantice prin simpla prezență. Așadar, prezența noastră în lume afectează lumea în bine sau în mai puțin bine și chiar în rău. Sentimentele noastre au o putere pe care nu recunoaștem doar pentru că nu am fost atenți nici la ele, nici la dovezile științifice care atestă puterea inimii, respectiv a emoțiilor colective de a influența intensitatea câmpului magnetic terestru. Mai există o interpretare fundamentală a calendarului maiaș, aceea oferită de Carl Johan Kalemann, doctor în biologie. Acesta observă cele 9 nivele: celular, mamifer, familial, tribal, regional, național, planetar, galactic și universal ale calendarului Maya și amintește de piramidele care, de altfel, toate au 9 nivele. Aceste structuri masive construite de maiași din piatră erau edificii ceremoniale care le arătau unde se află pe această scară și progresia lor pe aceste trepte. De asemenea, le arătau că fiecare dintre aceste nivele este divizat în 13 secțiuni individuale. În calendarul Maya există 7 perioade de lumină pe fiecare din aceste nivele și 6 perioade de întuneric. 7 zile și 6 nopți pe fiecare nivel al creației. Unde am mai auzit noi asta? În Geneză. S-a descoperit de mult că civilizațiile din Mesopotamia și Sumeria, care au fost primele care au început să scrie, au scris folosind cuneiforme pe tăblițe de lut că fiecare nivel al creației avea 7 zile și 6 nopți. Așadar, maiașii nu erau primii în posesia acestei informații. Au mai avut o civilizație înaintea lor, dar Maya este cea mai nouă civilizație străveche. Ei au lăsat cele mai proaspete urme pentru noi.
Așadar, numărul 9 joacă un rol preponderent în tradiția maiașă. În multe tradiții spirituale și religioase, numărul 9 a fost investit cu o semnificație specială. Erau 9 muze în mitologia greacă și 9 lumi în mitologia scandinavă. Erau 9 intrări în templul din Ierusalim, iar luna Ramadanului este cea de-a 9-a lună în calendarul musulman. De asemenea, sistemul numeric utilizat aproape peste tot în lume cuprinde 9 cifre. Așadar, relevanța acestui număr este adânc întipărită în noi. Singura inscripție din vremurile străvechi ce face referire la data de final a calendarului maiaș descrie 9 zeități care vor coborî atunci din înalturi pentru a lua parte la acest eveniment crucial. În accepțiune modernă înseamnă că 9 energii sau forțe cosmice se vor manifesta plenar la finalul calendarului, întrucât maiașii din vechime considerau că perioadele de timp sunt reprezentate de anumite zeități. După câte știm, putem spune că zeitățile sau forțele cosmice sunt deplasări ale valurilor evoluționiste, clădite unul în vârful celuilalt, și că în prezent noi suntem pe cel de-al 8-lea val, pregătiți să ne ridicăm pe cel de-al 9-lea val. Metaforic vorbind, putem spune că tocmai suntem pe cale să escaladăm ultimele trepte dificile ale unei scări, până să ajungem pe acoperiș, acolo unde vom regăsi stabilitatea și ne vom putea odihni. Iată care sunt cuvintele lui Kahneman. Conform calendarului maiaș, unificarea conștiinței va determina sfârșitul tuturor formelor de dominație a unor oameni asupra altor oameni și mai ales a celor generate de emisfera stângă a creierului, ceea ce înseamnă că acele instrumente de dominare, cum ar fi actualul sistem financiar, armamentul, granițele naționale și multe alte structuri care susțin autoritatea, se vor nărui în acest proces ca efect al acestei conștiințe unificate care prinde viață și care se manifestă prin nașterea unei noi lumi în care armonia divină caracterizează relațiile interumane. Expansiunea conștiinței oamenilor va determina transformarea socioeconomică într-o vreme în care dificultățile aferente vechiului sistem pot fi resimțite prin suferință chiar de către națiuni care în prezent pot fi considerate prospere. Dat fiind că cel de-al 9-lea nivel va fi activat în cele din urmă, identitățile noastre se vor defini într-un cadru spiritual mult mai extins. Eu cred că prin acești 3 pași, crearea, pregătirea celui de-al 9-lea nivel și instaurarea celui de-al 9-lea nivel de evoluție a cosmosului, universul este pregătit să ne ofere ceea ce am dorit atâta amar de timp, crearea unui nou nivel de conștiință, o conștiință unificată. De asemenea, cred că cel de-al 9-lea nivel este proiectat special pentru a genera o astfel de conștiință unificată, care va transforma întreaga societate a omenirii. Pentru rasa umană, acest lucru va genera mari provocări și oportunități unice. Aceste transformări nu se vor produce de la sine, fiind necesar să se manifeste prin intermediul ființelor umane însele, care pot alege să le opună rezistență sau să le întâmpine cu bucurie. Așadar, înțelegând foarte adânc toate aceste lucruri și având intuiția activată permanent, putem trimite mintea la locul ei firesc, acolo unde devine doar o unealtă și nu se confundă cu propria noastră identitate. Așadar, cum facem asta? Ei bine, intuiția este ceea ce știm pur și simplu și tot ce știm vine desigur dintr-o sursă căreia nu trebuie să-i dăm un nume, ci spunem că pur și simplu vine de undeva, vine din curgerea creației. Sursa acestei curgeri ar trebui cumva să fie sursa a ceea ce știm, pentru că este sursa a tot ceea ce există. Și iată-vă cu propria dumneavoastră conștiință în mijlocul acestei curgeri de evenimente. Mai repede, mai repede și mai repede. Conștiința dumneavoastră este orientată în această curgere de cei doi factori, timp și spațiu. Ați observat că atunci când aveți o intuiție, timpul pare că nu se scurge? Când sunteți în intuiția dumneavoastră, sunteți centrat pe acea curgere de informații. Secretul este să rămâi acolo. Nu e deloc ușor dacă ne gândim la tot ceea ce se întâmplă și la mintea care vă pune bețe în roate. Dar maiașii aveau două lucruri de partea lor. Unul este că la acel moment lucrurile se întâmplau cu o viteză mult mai mică, dar aveau și alte câteva orientări. Conștiința noastră, societatea noastră, este orientată de timp și spațiu. Totul este fizic. Maiașii au avut un al doilea ajutor suplimentar. Au avut această orientare care se numește intenție personală și erau 13 intenții diferite, trecena.
V-ați regăsit vreodată într-un loc în care nu aveați nicio intenție să fiți, cum ar fi la școală sau la muncă sau în mijlocul unui scandal? Vă simțeați centrat sau dimpotrivă descentrat, centrat sau descentrat? Maiașii își cunoșteau propriile intenții, aveau orientare, așa că era mult mai ușor pentru ei să știe ce să facă și ceea ce intenționau să facă pe parcursul vieților biologice. Asta v-ar ține și pe dumneavoastră centrați, nu-i așa? De îndată ce ați simțit că nu se întâmplă ceea ce aveți intenție, v-ați retrage și v-ați îndrepta pe drumul adevărat. Maiașii aveau de asemenea o orientare majoră ce se numea planul divin. În cadrul propriei noastre civilizații nu există planuri. Există doar un șir de 16 miliarde de ani de mici accidente care v-au adus azi în fața televizorului urmărind această emisiune. Cam așa privește lucrurile știința noastră. După mintea ei, a științei, puteți la fel de bine să aterizați aici în urma unui accident rutier. Nu a fost niciun plan divin. Pe când ei, Maia, aveau planul lor divin. Ei știau că există 20 de aspecte diferite ale creației, așa cum în geometrie ar fi vorba de o figură cu 20 de fețe, așa cum și chinezii aveau și ei cartea schimbării, I Ching. Această intenție personală și această orientare către planul divin este de fapt recunoașterea faptului că ești parte din planul divin. Acest lucru produce un simbol al civilizației Maya. Această diagramă are un nume, iar acesta este locul din cer împărțit în 8. Iar acest simbol are înțelesul de rai. Ați fost în acest loc. Sunt momente în viața dumneavoastră când sunteți orientat de timp și de spațiu, când știți că faceți exact ceea ce v-ați dorit și ați avut în intenție să faceți și când sunteți foarte conștienți că sunteți parte din ceva mult mai mare decât dumneavoastră. E o senzație extraordinară, nu-i așa? Aceasta este importanța acestui calendar. Calendarul Maya nu s-a preocupat niciodată de timp, așa cum îl înțelegem noi. A fost mereu preocupat cu măsurarea și evaluarea curgerii creației, a intenției creației și a aspectului creației din fiecare zi. Este vorba de stadiul când timpul este artă. Există o singură lege în univers. Lucrul către care îți îndrepți atenția este lucrul de care devii conștient. Și atunci, cum ar fi ca în fiecare zi să vă îndreptați atenția către energia acestei curgeri a creației? De ce anume ați deveni conștienți atunci? Nu credeți că atunci v-ar fi mai ușor să vă acordați conștiința cu propria intuiție? Mai ușor nu e o expresie potrivită. Ar deveni un proces automat, fără nici cel mai mic efort, fără să vă gândiți câtuși de puțin la asta, fără să meditați. Fără nimic. Doar să vă uitați dimineața când vă treziți ce intenția creației există pentru acea zi, iar apoi mergeți să vă trăiți viața în acord. Maiașii se trezeau în fiecare zi și celebrau acea zi pentru scopul ei bine definit în creație și apoi mergeau și-și trăiau viețile în fiecare zi. Armonia sincronă, asta înseamnă sincronizarea automată a formelor de viață sau chiar a mecanismelor. Știința nu are o idee foarte exactă despre cum anume se întâmplă asta, dar e foarte, foarte sigură că se întâmplă. Un exemplu perfect este cel al unei mame alăptându-și micuțul. Inimile lor intră în același ritm, pulsează în același timp. Este o armonie sincronă, o potrivire naturală perfectă. Funcționează chiar și pentru obiecte, de exemplu un ceas cucuc dintr-un magazin care vinde astfel de obiecte. La început fiecare din ceasuri ticăie în ritmul propriu. După aproximativ o săptămână, toate vor măsura timpul în exact același moment, într-un sunet unic, o armonie sincronă. Mai este un lucru important, liniștea sufletească. Ea are o legătură foarte directă cu intuiția. Când aveți liniște sufletească, intuiția își face simțită prezența imediat. Cu cât recunoști mai multe tipare, cu atât mai sigur ești, cu atât mai centrat ești asupra a ceea ce faci și poți avea liniștea sufletească să o faci în fața oricui, a unei mulțimi dacă este nevoie. Asta ați făcut toată viața, ca să învățați ceva, trebuie să recunoașteți tiparele pentru a fi siguri, trebuie să fiți centrați și să aveți liniște sufletească legată de acel subiect. Iată secretele cunoașterii viitorului și al profețiilor. Misiunea noastră e să manifestăm o nouă cultură bazată pe o interconectare conștientă și armonioasă. Noi trebuie să împlinim această profeție vie. Noi suntem intersecția vie între ce a trecut și ceea ce încă nu a apărut. Noi suntem visul strămoșilor noștri. Noi suntem viitoarea amintire a generațiilor care urmează. Realizându-ne unimea, ne înălțăm visul comun. Lumina care strălucește prin ochii mei e aceeași lumină pe care o văd în ochii tăi.
sau, după cum minunat spun maiașii, Il Lacheh, eu sunt un alt tu. Nu vă uitați numai că în Statele Unite, de exemplu, membrii unei secte s-au sinucis la aflarea veștii că vine sfârșitul lumii. Trebuie să înțelegeți că mulți dintre profeții moderni nu pot să-și interpreteze propriile simboluri și atunci când pot, adesea exagerează. Un cutremur într-o clarviziune este aproape invariabil un simbol al schimbărilor majore mentale. Clarvăzătorii care prezic schimbări majore ale Pământului, de fapt prezic schimbări majore în conștiință și atitudini și în distrugerea vechilor modalități de a trăi. O profeție poate fi interpretată în mai multe feluri. Pentru o conștiință prinsă într-o lume care e fixă și definibilă, interpretarea unei profeții este o încercare de a prezice ce urmează să se întâmple. O conștiință mai fluidă vede într-o profeție potențialitatea pe care o conține un anumit moment de timp. În serialul următor, momentul va fi secolul trecut, iar trenul profețiilor va străbate Balcanii și nu numai.